Astăzi vom face un unboxing pentru două Smart Band-uri. Avem un Smart Band 7 de la Xiaomi și un Redmi Smart Band Pro, care este asociat gamei Redmi, ultimele modele de la Redmi pe care cei de la Xiaomi le-au lansat. Le găsiți chiar și pe canalul meu de YouTube, sunt câteva clipuri deja acolo despre acest lucru. Și astăzi vom face un unboxing pentru aceste două modele. Cea din stânga, Smart Band 7, chiar am și folosit-o în ultima săptămână și pot spune că există o evoluție foarte clară de la primele modele, pentru că am avut acest tip de Smart Band încă de la primul model pe care cei de la Xiaomi l-au lansat, însă Redmi Smart Band Pro pentru mine este ceva nou și va intra, să zicem așa, în review săptămâna ce va urma. Adică o să folosesc zilnic ca să văd cum se comportă și poate voi găsi și niște diferențe între modelul de la Redmi și cel de la Xiaomi Smart Band 7 pe care îl avem aici în partea stângă. Acum hai să vorbim puțin despre design înainte de a le desface, pentru că cea de la Redmi nici nu am desfăcut-o. Sunt ambele bazate pe un design ușor minimalist și cu o abordare puțin diferită din punct de vedere al formelor. Adică cea de la Xiaomi Smart Band 7 are un design foarte slim așa și cu display-ul foarte integrat, pe când cea de la Redmi duce puțin spre un smartwatch. Hai să vedem ce găsim în cutia cu cea de la Xiaomi Smart Band 7. Avem aici brățara și aici avem încărcătorul, pe care de fapt nu l-avem pentru că l-am uitat în birou, dar am să vă las câteva cadre cu el chiar acum. Așa arată. Și așa, după cum bine v-am spus, are o curea de silicon și un display foarte, foarte bine integrat, pe care puteți vizualiza cele mai importante informații. Nu știu dacă reușesc eu acum să prind în focus ceea ce afișează pe acest display. O să vorbim puțin despre ceea ce vă poate oferi acest model. În primul rând, cu ajutorul aplicației pe care o puteți instala pe orice smartphone, puteți avea acces la date despre activitățile sportive, stres, somn, sănătate, și desigur vă puteți preseta foarte multe exerciții pe care le puteți face. Puteți măsura nivelul de oxigen din sânge, puteți avea un istoric al activităților, puteți găsi deja niște presetări cu anumite exerciții fizice pe care le puteți face. Aveți un instrument care vă poate măsura stresul, aveți un alt instrument care vă poate măsura somnul și despre vreme. Desigur, acest model vă poate oferi și informații despre mesajele pe care le puteți primi pe aplicațiile de mesagerie, cum ar fi WhatsApp sau SMS, și puteți vedea mesajele chiar și pe ele aici. Bun, hai să vedem ce găsim și înăuntrul acestei cutii de la Redmi Smart Band Pro. Este primul moment în care desfac această cutie, deci nici eu nu știu ce vom găsi înăuntru, pentru că până în acest moment nu am utilizat-o. Evident, vin toate sigilate în același mod caracteristic pe care Xiaomi îl folosește pentru produsele sale. Și ăsta e un lucru interesant, pentru că sunt puține șanse să-l găsești zgâriat. Acest model de Redmi Band Pro are un display care, după cum bine am zis de la bun început, duce ușor designul către un smartwatch. Numai că putem spune că ar fi un smartwatch de mici dimensiuni. Calitatea materialelor
cel puțin pentru brățară, este la fel cu cea de la Xiaomi Smart Band 7. Și din ce văd eu acum, modul de închidere e la fel, din ce văd eu acum, cred că avem o brățară detașabilă, dacă nu cumva greșesc, pentru că văd aici niște butoane, dar nu știu sigur dacă se întâmplă treaba asta. O să mă mai joc cu ea și poate voi descoperi acest lucru, dar nu cred. Cred că doar mi se pare mie treaba asta. O să încerc să o și conectez la aplicație și revin imediat. Ca să nu uit, în această cutie de la Redmi Band Pro mai avem și încărcătorul pe care îl vom găsi chiar aici. Aici avem manualul de instrucțiuni, dar na, știi cum e, nu mai citește nimeni manualul ăsta. Nu că ar fi greu de setat un astfel de dispozitiv. Ne vom uita să vedem dacă cumva este la fel cu cel de la Xiaomi, dar nu cred. E diferit. Dar este un încărcător cu 2 pini, magnetic, 100%, un cablu de bună calitate și cam asta e toată povestea. Cu asta veți încărca acest Redmi Band, Smart Band Pro. Și designul pot spune că îmi place. O să vedem acum și cum funcționează. Bun, prima pornire se pare că a trebuit să o fac cu ajutorul conectării acestei brățări la o sursă de încărcare. Eu am conectat-o la Mac Mini la mine pentru a prelua puțin energie. Și primul lucru pe care îl vedem pe acest ecran, primul mesaj de întâmpinare, ar fi să ne alegem limba pe care o vom folosi. Și se pare că avem chiar și română. Avem acest QR cod pe care îl vom folosi pentru a ajunge la aplicația pe care acest Redmi Band o folosește și o vom downloada de aici, se numește Mi Fitness. Asta chiar nu o aveam. Se pare că nu împărtășește aceeași aplicație precum Xiaomi. După ce am instalat această aplicație, vom trece prin acești pași obligatorii pe care trebuie să-i facem. Ne alegem regiunea, o să căutăm aici România. După ce am intrat în aplicație, ne alegem o dată de naștere, astfel încât să fim înregistrați în această aplicație și vom da Next. Alegem toate datele pe care le primim aici. 64 de kilograme și în momentul ăsta ar trebui să reușim conectarea cu această aplicație. În aplicație o să ajungem într-un punct unde avem aici jos o iconiță cu device. Dăm pe acest plus și în momentul ăsta aplicația caută device-ul cel mai apropiat. Împerechem acest device cu aplicația și cu smartphone-ul implicit. Confirmăm că este același cod PIN. Și în momentul ăsta am realizat procesul de pairing. După care avem câteva elemente de customizare, dar o să trecem puțin peste și vom merge mai departe ca să vedem cum arată acest Redmi Band Pro. În momentul ăsta, dacă suntem la încărcare, avem 36% baterie și ne arată procesul de încărcare cu această linie verde. Însă nu era descărcată această brățară, acest band nu era descărcat, dar pentru prima conectare trebuie conectat la o sursă de energie, nu știu de ce, pentru că probabil nu are niciun buton, chiar nu are niciun buton fizic. Asta înseamnă că este foarte bine capsulată. Hai să vedem ce putem să facem. În acest moment, uite, are un panou cu niște mici iconițe
care seamănă destul de mult cu un smartwatch. Avem aici un buton pentru Do Not Disturb și dacă îl activăm nu vom mai primi notificări. Avem și un buton pentru lanternă, de fapt aprinde acest mic ecran la maxim. Poate că uneori poate fi utilă. Avem aici un buton care ne poate permite să avem tot timpul pentru o perioadă de 5 minute ecranul activat. Și aici avem un buton pentru setări pe care îl putem accesa și vom vedea anumite presetări. Avem aici pentru brightness un auto-adjustment. Avem aici un detect activity, ceea ce vă ajută să nu mai uitați atunci când începeți anumite activități sportive să activați profilul. Despre Bluetooth, despre display, despre somn. Hai să ne uităm la display. Este foarte sensibil display-ul. Adică partea de touch este foarte sensibilă. Ok. Avem și Always On Display pe care îl putem activa. Chiar sunt curios să vedem cum va arăta. Așa. Despre vibrații. Mai tare, mai încet, default, l-am dat la maxim. Așa. Despre sistem, dacă vreți să-i dați reboot. Și cam atât. Majoritatea configurărilor le veți face tot din aplicația de pe smartphone. Pentru că acolo veți avea mai multe informații. Nu știu dacă pot să schimb această grafică direct de aici sau dacă pot să o schimb doar de pe aplicație. Cred că doar de pe aplicație. Hai să vedem ce găsim aici. Cam așa arată aplicația. Și de aici veți putea customiza majoritatea funcțiilor pentru această brățară, să zic așa, pentru acest Redmi Smart Band Pro. Are și niște widget-uri. De aici ne putem alege din această galerie ce fel de design putem să folosim pentru display atunci când vrem să avem o grafică personalizată sau putem să o personalizăm cât de mult putem. Spre exemplu, dacă o alegem pasta, o să ne uităm acum să vedem cum se schimbă și cum o să se vadă. Văd că se face upload-ul cam greuț, da? Da. Așteptăm. Și acum avem și această interfață instalată, dar după cum bine vedem, Always On Display-ul se activează imediat și așa arată cu grafica pe care am ales-o pentru ceas și câteva informații pe care le avem aici cu privire la pași și la puls și la dată. Eu am să mai testez acest model și o să revin cât de curând se poate și cu un review în urma testului de utilizare zilnică. Da, aceste două modele pe care vi le-am arătat acum, eu le văd foarte potrivite pentru cei care nu suportă un smartwatch la mână, pentru că nu toată lumea suportă să stea cu un smartwatch de mari dimensiuni la mână și dacă, nu știu, sunteți o persoană nu foarte sportivă, dar totuși vreți să vă monitorizați pașii sau anumite activități de mișcare și deplasare pe care le faceți prin oraș sau monitorizarea somnului, oricare dintre aceste două modele sunt destul de rezonabile și destul de ok. Spre exemplu, asta de la Redmi Smart Band Pro arată puțin a smartwatch și are un display mult mai mare, mult mai generos, adică poate fi mult mai ok de citit informațiile, mai ales în lumină exterior când soarele este foarte puternic. Și v-am zis, arată puțin a smartwatch, pe când aceasta are un design foarte minimalist și este precum o brățară, nu îi veți simți deloc prezența la mână, o puteți purta non-stop, eu am purtat-o și în timp ce dormeam și nu e niciun fel de problemă, pentru că, spre exemplu, eu nu pot să port un smartwatch în timp ce dorm, mă deranjează, nu pot să-l țin nici măcar la mână când sunt la birou și de cel mai multe ori îl dau jos. O astfel de brățară este insesizabilă și poate fi o alegere foarte bună.
O să mai revin cu informații și după ce o să le testez, pentru că eu am mai folosit și în trecut modele de la Mi Band. Versiunea asta de 7 am folosit-o în ultimele 2 săptămâni și chiar a fost foarte ok, o săptămână jumate cam așa. Iar asta de la Redmi Smart Band Pro o voi folosi săptămâna viitoare, zi de zi, astfel încât să vedem și cum se descurcă în monitorizarea unor activități zilnice, să zic așa. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, acum poți apăsa butonul de subscribe, pentru că în felul ăsta vom ține legătura și orice întrebare ai cu privire la oricare dintre aceste modele, mai jos în comentarii putem să discutăm. Ne vedem data viitoare!